Angajații Complexul Energetic Hunedoara primesc bani pentru Paști. Sunt, spun cei care au negociat aceste cuantumuri cu conducerea executivă a Complexul Energetic, tichete cadou. În fapt, spun liderii minerilor și energeticienilor, s-a convenit asupra sumei de 230 de lei în tichete cadou. Minerii și energeticienii vor intra în posesia lor până în data de 25 aprilie acestui an. Față de anul trecut, sumele sunt ceva mai mari și asta pentru că acum un an fiecare angajat a luat de Paști 200 20 de lei, sumele fiind prevăzute în contractul colectiv de muncă și negociate în comisia din care fac parte sindicatele și administrația CEH. Complexul energetic este printre puținele firme de stat care plătește adaosuri salariale angajaților lor, în ciuda situației economice nu tocmai bună a firmei.